dragi telespectatori, am revenit. Sunt împreună cu o frumoasă domnișoară, Cristina Maria Firoiu, scriitoare și scriitoare, poetă în special, da? Care scrie poezii și este un om deosebit, un om cu un suflet extraordinar care transmite și eu sunt sigură că acest lucru ajunge și în casele dumneavoastră. Stai așa liniștită. De zici că ți-a ieșit numărătoarea inversă. Și cum stai tu așa, încep eu a te iubi. Hop, hop și așa, cu coane de păduri regale. Ce strigi în gura mare și nepoftită la cuvinte totuși, fără conifere, vă rog. Ah, fără conifere și eu te iubesc. Să știi că poți să ai ciorchini în plâns, ori merișoare coapte în zâmbet, dar pe cuvântul meu de al tuturor ce sunt, că fără toate coniferele din lume, te iubesc. Măi, dar nu-mi vine să cred. Cum stai tu așa, liniștită, zău așa. Dacă m-ai vedea, aș îndrăzni să te întreb: foiase vrei? Și nici dacă nici pe astea nu le vrei, și dacă nici pe astea nu le vrei, totuși cam cât crezi că poți sta așa, liniștită? Dar nu mă vezi, mai bine așa. Că dacă mă apucă dorul de tine, cum îi mai apucă pe oameni unii lângă alții, atunci ne-am despărțit mai frecvent și mai impotent și nu ar mai afla lumea că ți-am supravegheat cuvintele agale și a tine miroseai, aievea, altminteri, erai o oață ca toate celelalte. Ce mi-au mușcat carnea a iubire de om mare și m-au despărțit de mine de atâtea ori că nu mai știe nimeni cum era epoca de avați ascunselea. Orcea de mult uitată, pe furiș cu oase de veche la glezna iubirii de om liniștit-o, de om și-om întruchipa omul de păduri, de absențe, de liniște și de amin. Și încă o dată, de amin, rămâi așa, liniște. De ce Cristina Maria Firoiu scrie în genere poezie adresată femeii? Da, mi se pune întrebarea asta de foarte multe ori. Eu nu știu dacă mereu răspund la fel, dar vreau să se înțeleagă și e bine că spun în fața unei camere lucrul ăsta. Mie, femeia, mi se pare, știu că a fost a doua creație și așa, dar pentru mine ar fi trebuit să fie prima. De ce? Pentru că pe femeie o regăsești în mamă, o regăsești în soră, dacă ai, în prietenă, în iubită, în orice. Îți dai seama câte funcții sociale are femeia. Și nu numai, pe plan emoțional. Și atunci scriu, recunosc că sunt înconjurată și de foarte mulți prieteni bărbați care iubesc și mă inspir foarte mult din lucrul ăsta. Chiar dacă unii schimbă iubitele și așa, ei tot iubesc, adică chiar iubesc, ei iubesc. Așa, și mă inspiră foarte mult lucrul ăsta, dar pentru mine femeia este foarte importantă, tocmai din motivul că dă naștere. Noi nici măcar nu stăm să ne oprim, să ne gândim la lucrul ăsta. De asta de multe ori sunt supărată că se greșește atât de mult în privința femeii. Și pe plan social, și emoțional, și într-o relație. Și nu poți, n-ai ce să iubești mai mult de atât. Mă gândeam acum, în timp ce vorbeai, am impresia așa uneori că parcă poeziile într-un fel ți le adresezi și ție. Întotdeauna. Păi eu vorbesc cu mine când scriu. Asta, exact, asta, da. asta e. Da. Vorbești cu tine. Vorbesc cu mine când scriu, sigur că da, asta se întâmplă. E ca, așa, ca un, e ca un interviu. Ca un interviu, ca un monolog, da. Da, doar că nu... Nu-i monolog, un dialog. Da. E un dialog. Exact, da. Poate conștientul cu subconștientul tău, emoția, nu, gândul cu, gândirea cu emoția ta. Așa este, așa este, asta se întâmplă, da, stau de vorbă cu mine, da. Da, și când ajungi inconștient, tot ce facem noi conștient este egal cu zero pe lângă ce se întâmplă în noi. Și toate lucrurile pe care le facem, eu că scriu, tu că joci, faci teatru, da? Uh-huh. Actorie, astea oricum se întâmplă la nivel de inconștient, subconștient. Acolo se lucrează foarte mult. Acolo suntem noi. Noi nu suntem în planul ăsta conștient în care încercăm să fim cumva. Uh-huh. Aici este aparența. Acolo suntem noi. Ce este Dumnezeu pentru tine? Tot. Absolut tot. Sunt 7 zile din... Dumnezeu e toată săptămâna pe care eu încerc și ori eu încerc. E nevoia mea de a mulțumi în fiecare zi că exist și exist în formula asta. Folosesc chiar cuvântul sportiv, care nu-mi place formula.
e tot, nu există, e tot. Chiar am dat un interviu la Merg în un site al bucureștenilor și al Bucureștiului Cultural și am înțeles că am zis ceva în interviul respectiv, nu știu, nu mai țin minte, că femeia este prima și singura frumusețe după Dumnezeu. Așa este și ca să corelez ceea ce m-ai întrebat mai devreme cu Dumnezeu. Așa este. Și în cartea mea îl găsești pe Dumnezeu și o găsești și pe femeie. Nu e nimic păgân, nu e nimic, chiar dacă poate sunt judecată de părți foarte cuminți ale societății. Am înțeles. Care stagnează. Eu, uite, știu că ai o relație foarte profundă cu Dumnezeu și că întoarcerea foarte mult, ta la Dumnezeu a fost foarte interesantă. Da, eu comunic foarte mult, foarte mult cu El. Când vorbești de Dumnezeu, nu poți să vorbești de păcat. De asta mie nu-mi place nici măcar să judec pe omul din fața mea. Mi se pare aberat, mi se pare lipsă de, nu știu, pierderea timpului. Noi ne-am cunoscut, stai puțin, noi ne-am cunoscut după ce ai fost tu botezată, nu? Da. La ortodoxie, nu? Da, da. Ortodoxism. Da, da, chiar acum fac 4 ani. Pe 14. A, înseamnă că, stai, că înseamnă că aveai totuși o vechime de 2 ani. Nu. Nu? Aveam o vechime de o lună. Ah. Am și spus, da, am fost invitată în emisiunea ta la o lună fix de la botez. Așa, așa, așa. 3 ani, îmi cer scuze, 3 ani. Fac pe 14 decembrie acum de la botez. Așa merge, da. Da, 3 ani, da, am confundat. Da, 3 ani, da. Să fie într-un ceas. Iarăși a fost un semn foarte mare. Uh-huh. Tu de unde ești? Din Oltenia sunt, dintr-un sat, locuiesc în București de 12 ani, așa. Dintr-un sat din Gorj, primul sat din Gorj la coincidența județelor Dolj și Gorj. Sunt de pe acolo, de aproape Maria Tănase, Brâncuș, sunt exact pe unde trece Gilortul, despre care s-a scris și s-a cântat foarte mult. Cum a fost copilăria ta acolo? La sat. Uite, eu nu m-am născut la sat, dar rădăcinile tot de prin sat le-am. Da. Cum a fost? Pentru mine, uite, faptul că am copilărit la sat, folosesc cuvântul bucurie, da, de care vorbeam mai devreme, a fost ceva absolut. Pe mine m-a construit lucrul ăsta. Eu de câte ori vorbesc de mine, am o expresie pe care foarte mulți nu o suportă, sunt chiar exagerată, știi? Mm. Și zic mereu că eu sunt o țărancă, mă. Mă trezesc așa, știi, când, nu știu, mi se vorbește cumva, mi se... Nu, eu sunt o țărancă, stai puțin. Ia-mă ca atare, îmi place cuvântul țăran. Am spus eu cuvântul... că ești un om simplu și complex. Îmi place cuvântul țăran. Eu am alergat pe străzile de la mine din sat... până m-am dus la liceu. Eu când m-am dus la liceu în Craiova, am făcut liceu pedagogic de acolo, eu am avut șocul vieții mele să văd tinerii atât de liberi, să-i văd că sunt nonconformiști, deși eu par nonconformistă nu sunt, să știi, sunt doar liberă, da, liberă sunt. Da, aici, în mine. Dar eram țăran jet pe jet, așa. Și pentru mine a fost așa tot o uimire. Mie mi-a plăcut să descoper în viață. Și acum descoper. Și mi-e foarte dor, ajung de 2 ori pe an, cred, la părinții mei în sat, dar este absolut extraordinar. E cel mai frumos sentiment și eu când mă duc acasă, simt că mă duc acasă. Cum sunt sărbătorile la tine? Sunt pline de iubire. Noi suntem 3 frați și ne strângem toți în zilele de sărbători. Ajung chiar de Paște și de Crăciun acasă la părinții mei. De așa am ajuns și eu să ajung. Da, exact. Și eu vin într-o familie unde mama mea este învățătoare, da? Tatăl meu este fost ceferist, este la pensie și nu aveți idee cum intru și îmi văd. Eu de la părinți am rămas cu ceva cu care mă confrunt și acum în societate, în sensul că multă lume nu mă înțelege. Mie îmi place rușinea foarte mult. Să știi că e foarte bine să-ți păstrezi puțină rușine și să-ți o afișezi în momentul în care e nevoie. Am văzut că te înroșești puțin uneori. Da, mă roșesc, recunosc, da. Da, mă roșesc, da. Sunt un om rușinos pentru că așa am venit de acolo, așa am fost crescută. Ce frumos. Eu vin de acolo cu niște, da, recunosc calități. Uite, am început să vorbesc așa foarte, foarte de sus. E prima dată când vorbesc de mine. Așa, dar nu este, uite, îți conștientizezi anumite lucruri. Nici măcar nu înseamnă lipsă de smerenie. Nu, smerenia înseamnă conștientizarea ceea ce ai în primul rând. Da. A locului în care ești, a locului unde ești tu, a ce reprezinți. Asta înseamnă un act de smerenie. Și să nu dai că ești mai puțin sau mai mult decât atât, dar să știi locul și tu să știi despre tine. Bravo, ție! Da, mă bucur că am combinat lucrurile astea. Faptul că am venit din sat și am apreciat
Și la un moment dat mi-am asumat asta, pentru că atunci când eram acolo, nu mi-asumam lucrul ăsta cu adevărat și voiam să fiu și eu de acolo, de la oraș, da, cu colegii mei, pentru că am întâmpinat probleme din cauza asta. Da. La liceu am fost singurul elev din liceu și am avut și o tangențe cu teatru în liceu, care era de la țară și era privit așa cumva, era... Bine, eu am avut noroc că am fost foarte energic, eu am fost un copil, am fost un tânăr plin, și sunt plin de energie. Eu nu mă puteam pătoli. Mie dacă îmi spunea mama sau mai departe profesorul, uite, vezi, firoiul sau mamă, nu face lucrul ăla. Da? Sigur că da. Și în secunda doi întorceam privirea și acolo mă duceam și făceam, știi? Adică eu eram omul boacănelor. Eu am fost... da. Ce frumos! Ce, da, și totuși ai terminat și o facultate. Care facultate? Am făcut facultatea de jurnalist de aici, din București, și masterul în comunicare. Am vrut să mă detașez puțin așa de sfera jurnalismului. Adică de tot ceea ce înseamnă presă, nu radio, eu și nu televiziune. Cele două îmi plac. Când vine vorba de presa din România, uh-huh, am lăsat-o mai moale. Și am făcut masterul în comunicare pentru că vreau să mă acces pe așa ceva. Mi-aș dori la un moment dat să fac întâlniri cu oamenii în care eu nu prea sunt de acord cu toate întâlnirile astea mediatizate, peste tot, cu dezvoltare personală. Mi se par niște aberații, pentru că acolo vin niște oameni și îți vorbesc și tu nu participi. Tu ești un om trist și îl vezi pe ăla că a ajuns nu știu ce și că îți vorbește și îți dă sfaturi cu care tu poate nu relaționezi, nu interacționezi, nu sunt din tine. E foarte important să faci astfel de întâlniri și să chemi oamenii să vorbească. Și acum te văd ca un speaker. Deci te văd cineva care susține momente de... motivaționale. Acum, nu, tocmai că nu asta nu vreau. Vreau să văd bucurie pe chipul omului. Nici nu avem idee de multe ori, uite, sunt oameni care se plâng mereu, mai ales în România de astăzi. Nici n-ai idee dacă stai și l-asculți pe omul ăla și la un moment dat îi spui stop. Da? Acum spunem ceva bun despre tine, spunem ceva pozitiv, spunem ceva cu care pe tine Dumnezeu te-a înzestrat și a avut continuitatea înzestrării aceleia. Spunem ceva ce te bucură. Să știi că ei își dau seama și spun. Și după vezi că se schimbă. De ce să nu faci lucrurile așa? Și da, de ce să nu faci la microfon lucrul ăsta, ca omul ăsta se simte important? Ai lucrat în presă? Nu, am lucrat în televiziune și radio. În televiziune radio. Și radio. Da, puțin. Nu am lucrat în presă. Așa, nu. Bine. Televiziune. Deși aș fi putut și aș putea să o fac și scriind, aș putea să o fac foarte lejer. Nu vreau să mă mânjesc, vreau să rămân la starea aia a cuvântului. A scrie, începește scrisul. Da. Și de asta, da, am considerat că... Totuși faci întâlniri. Am înțeles că de curând... sau de un anumit timp. Da. Vă întâlniți unde, cum, cu cine, n-o de ce? Nu o să dau nume pentru că e televiziune și atunci nu o să dau nume, dar în mai multe locuri ne întâlnim. Dacă sunt persoane care... Nu, am fost în multe tabere de poezie și folk. Așa. Pentru mine a fost o mare bucurie. Deci poezie și folk. Da, despre asta vreau să vorbesc în principiu. Mă bucur că am cunoscut anul acesta în București, în județul Telorman, unde lumea este foarte speriată în sensul că nu sunt obișnuiți ca tu să vii să le interpretezi ceva sau să le dai ceva gratis. Mm. Oamenii din provincie sunt obișnuiți să plătească și așteaptă poate cu lunile să vii acolo. Noi ne-am dus gratis și am stat printre oamenii în piață, în tot. Eveniment organizat de trupa Arhaic. Mm-hmm. Trupa Arhaic de Nicu Doboș, care pentru mine, trupa Arhaic după Tudor Gheorghe, mi se par cam singurii din România care poate să cânte vers original de la Vlahuță încoace, de la Alexandru Vlahuță încoace. E minunat să stai, să asculți un om cântând la atâtea instrumente din lemn, din ce-o fi făcut, e extraordinar. Se vezi starea aia, starea lui națională, starea lui națională la care ajunge doar prin emoția desăvârșită. Nicu Doboș este un exemplu la care eu pot doar să mă uit și câteodată îmi vine să mă închin. Să știi că sunt oameni câteodată pe care îi întâlnim pogorâți. Uite, ar fi o bucurie să-i avem și pe... Da, trupa Arhaic. Uh-huh. Și ei au să vă spună cu mult mai multe lucruri decât mine. Și atunci ne-am văzut câțiva poeți și mai mulți cântăreți de folk din țară. Sibiu, Maramureș, Telorman, Brăila, Giurgiu, București. Au fost 3 zile absolut extraordinare. Absolut extraordinare. Și în timp ce citeam sau cânta fiecare, te uitai la oamenii de acolo care îți mulțumeau efectiv. Ei nici nu știau să aplaude, știi? Pentru că sunt rușinoși. Vorbeam de rușine mai devreme. Sunt rușinoși, ei sunt oameni cu bun simț, ei nu vor să deranjeze.
Și după coborai, credeai că tu poate n-ai făcut mare lucru, faci lucruri pe care le faci zi de zi, da? Pentru că ești om de pe scenă, da? Cu microfonul în fața ta timp. Ei veneau și îți mulțumeau de parcă erai un Dumnezeu al lor, nici nu știai să te comporți. Feriți-vă de străchinile pline, ascund în ele gustul muritor. Mai bine umpleți și golițul cele și vorba însetați-o din ulcior. Simțiți pământul cum dezgroapă vii, trăiți cu ei odat și răstignit, nu plângeți doar bătrânii, ci și fiii. Și din ologi nu faceți mers pitit. Îmbrățișați și muma îngenunchiată, nu vă opriți în alte prispe goale. Mai dați răgaz, mai dați răgaz duduiei de ochiate și nu vânați madame în tristă floare. Ce milă mie de mine și de noapte, căci amândoi ne umplem iar paharul. Opriți-mă la voi, sobrietate, dar dați-mi voi să-mi surzesc, dar dați-mi voie să-mi surzesc timpanul, acestea fiind toate golănite, nu plângeți doar bătrânii, ci și fiii. Simțiți pământul cum dezgroapă vii, căci și timpanul meu a luat aminte. Nu plângeți doar bătrânii, ci și fiii. Da. Asta mi se pare că parcă e o poezie a satului, a rădăcinilor. Da, a satului și mai ales a omului care a plecat de la sat și vine în capitală. Așa. Și observă că cele mai multe drepturi nu le au tinerii. Cei care vin acum să construiască, și nu, acum nu vorbesc din punct de vedere politic sau, nu, sau doar social, dar e foarte important să trezești în... Să știi că este o poezie foarte directă, adică nu este o poezie pe baza care să filozofezi. E simplu. Sunt și tineri care denotă pierderea de timp, care nu știu ce să facă ca să distrugă, dar sunt și tineri care sunt obosiți. Și te miri de ce sunt obosiți. Și pentru ei am scris lucrul ăsta, pentru că și eu am fost un tânăr foarte obosit. Foarte obosit. Și ce ai făcut ca să am îți scris. Am scris. M-ai întâlnit tu, ai început să mă inviți la evenimente și emisiuni. Am întâlnit alți oameni care m-au făcut să public ca editura Rafet. Mai departe am întâlnit și oameni pe care i-am invitat și atunci schimbul ăsta energetic m-a adus să vreau să nu mă mai opresc. Cum și pe tine, la fel. Toți avem căderi. Corect. Și toți obosim. Oh, da, și eu le-am. Dar mă ridic că n-am ce să fac. Păi, da, exact. Da. Sunt prinsă de momente, de evenimente. Da. Trebuie să gândul că vin spre public și la public și trebuie să le dăruim. Da, eu zic că lucrul ăsta face să renască noi foarte multe lucruri. Și să știi că lucrurile, oboseala, această oboseală, în ghilimele, mă determină să mă descoper pe mine foarte mult. Așa este, așa este. Și asta face, da, asta face artistul și asta face actorul. Tu știi cum mult mai bine. Da, și uite și poetul. Hai să ne mai citești tu ceva. Da, hai să citesc eu înainte ceva. Okay. Și după aceea citești tu. Dacă o întâlnești vreodată, oprește-i vederea și auzul. Îmbracă-o în piele de om și sărută-i pașii, fără a-i împiedica mersul pe prima buclă de aer. Apropie-ți bucuria de părul ei, zadarnic în atingere de vânt. Macină-i sprâncenele cu aer cald, șoptit de buze îmbătrânite și apoi, din dânsa, păstrează crochiu de primăvară eliberată de secole pline de cuvinte. Nu o atinge niciodată. Nu-i place să-și dezlănțuie frica față de muritorii grei ai străzilor vecine. Are zbor de pasăre albă și ușoară îi este menirea de a nu se opri la nimic niciodată. Culege-i frunzele ce-i astupă cearcănele și spune pământului să nu lovească niciodată. Lăcrimează-i pe obraz să-și simtă gustul sărat al plânsului, fără de frică, fără de fucă, fără de zbucium. Dansează-i mirosul trecătorilor îndrăgostiți și du-o în adăpostul plin de stânjenei. Acolo ea o să-și arunce aripile și o să-și spele păcatele cu beția primului zbor pe pământ, alături de transpirația rădăcinilor găsite în tine. Dacă o întâlnești vreodată,
fără de frică, fără de fugă, fără de zbucium, croșetează-i niște aripi în suflet și redă-i zborul. Foarte frumos. Pare rău că nu le știu pe de rost, că dacă o întâlnești vreodată. O să dedic poezia asta, promit, uite, o să o public și în următorul volum și cu dedicație. Mulțumesc! Promit! Îmi și place. Asta pentru că ai venit și la mine la lansare imediat după ce ne-am cunoscut. Da, o să vedem și fotografii. Toată lumea m-a întrebat de tine ulterior și da, deci eu nu mai eram importantă. O să citesc, am glumit, am glumit. Acum a vorbit partea de țăran din mine. Deci, nu e adevărat, a vorbit omul frumos din tine ca să mă bucuri. O să citesc o poezie despre poeți. Da. Cum îi vedeam eu atunci, acum câțiva ani. Despre poeți s-au scris testamente de frică și apoi s-au ars cu așteptarea neființei. Despre poeți s-au scris tratate de alcool și deznădejde și apoi s-au aruncat înspre mare cu plecarea ultimului pescăruș îmbrăcat cu adevărat în pene de timp. Despre poeți s-au scris poezii, dar, cel mai important, despre poezie s-au scris poeți. Singuri și la gura sobei, tremurânzi și narsuri de suflete cu palpitații de cuvânt, cu adevărat. Și totuși, despre poezie s-a scris întâmplarea. Dar, cel mai important, despre întâmplare nu s-a scris niciodată. Tare mi-e frică de noi toți că nu dăm voie timpului să mai pască gur de iarbă verde, îmbrățișată de talpa lui Dumnezeu. Căci iată, despre Dumnezeu în atâtea amoruri, ori pajiști, ori întâmplări și poezii, nu s-a scris nimic niciodată. De asta e bine să te lași de poezie. Și tot de asta nu e bine să te lași vreodată de poezie. De asta toți poeții în drept cuvânt nu au știut niciodată că ei sunt poeți. Și totuși, despre cuvânt s-a scris poezie. Dar cel mai important despre poezie, Dumnezeu a început să scrie cuvântul. Da, Dumnezeu s-a scris la început Dumnezeu și mai apoi și-a schimbat numele. 7 puncte, cât tot zilele răsfățului de la A la Z. Și poezie s-a numit. De rugăciune e el, de rugăciune e ea, fără de rugăciune s-a scris, fără de rugăciune. Început. A fost așa ca un frumos testament, așa ca o... Să știi, Cristina, că emisiunea se apropie de final. O am o rugăminte. Da. Alege tu o poezie pe care ai vrea ca eu să o interpretez la final, pentru final. Și până atunci, aș vrea să ne spui ce proiecte ai, ne-ai spus de cele două cărți care vor fi lansate anul viitor. Da, aș vrea să obțin o anumită acreditare despre care nu pot să vorbesc acum și pentru sesiunea de comunicări de care vreau să spun, unde nu o să fie ceva banal, ceva obișnuit, lumea să stea pe scaun și eu să vorbesc sau tu să vorbesc sau să intervină și oamenii respectiv, tot cu microfoane, ba mai mult să fie exact ca la un eveniment artistic. Știi de ce spun asta? De câte ori mi s-a întâmplat la eveniment, mă trezeam cu o doamnă care îmi spunea vreau să citesc o poezie de la tine. Și zic ok. Și dădeam cartea sau foile pe care le aveam la mine, se ducea la microfon cu emoție, tremura așa toată, citea atât de bine și după îmi făcea ca o replică. Îmi făcea replica. Mm-hmm. Și era mult mai bună decât ceea ce scriam eu. Și atunci cum să stea oamenii așa posomorâți că tu ești poetul și atât și ei să nu intervină? Ce le transmiți tu telespectatorilor? Trebuie să încheiem. Să se iubească. Și atunci dăm cartea și o să citesc poezia. Sigur. Care se deschide. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție. Cristina, te mai așteptăm în februarie, înainte de lansare sau după lansare, să vedem cărțile. Da. Da? Da. Îți mulțumesc încă o dată că ai făcut parte din emisiunea Interviul la Agro TV la televiziunea noastră. Mulțumesc din suflet. Dragii mei, aici se încheie final de emisiune. Vă mulțumesc pentru atenție și acum vom încheia... Doamne ajută! Cu doi salcâmi se întâlnesc, se însingurează, se strâmbă unul la altul, se împacă, se recunosc, se răstogolesc, se fac salcâmi, unul de dragul celuilalt. Rămân salcâmi, își văd de treaba lor, doi salcâmi, minus doi salcâmi, înseamnă privire către doi salcâmi. O privire către doi salcâmi înseamnă doi salcâmi, minus doi salcâmi. Singuri. Singurătate, vină.